Bună ziua, dragi prieteni! Vă place ce am realizat data trecută împreună cu dumneavoastră? Broșă, cercei, inel? Ei, dacă vă place, să vedeți ce o să realizăm astăzi. Indian Royal Earrings. Da, o pereche de cercei foarte potriviți pentru o nuntă indiană. Culori superbe, auriu, lila, mov, foarte frumos și foarte eleganți pentru seară. Am să pun cercelul în față ca să-l vedeți cum îl lucrez. Am această matriță cu cercei, special pentru cercei. O să pun o bază de silicon. Și în baza de silicon am să pun din aceste fire, din această foiță aurie, și o să o întind numai în partea de jos. O introducem 60 de secunde la UV, iar în timpul ăsta o să mă ocup de partea de clips, adică aceasta. Prima dată am să fac un pătrat mic pe care o să-l colorez cu un pic de mov, o să-i dau o nuanță mai deschisă, adăugând un pic de roșu. Să fie o nuanță strălucitoare. Vopsea de vitraliu transparentă. Foarte frumoasă și potrivită. Am să adaug roșu. Am să fac o combinație interesantă. Așa. Da. Foarte potrivită combinația noastră de culori. O să fac prima dată un pătrat mic, întind cu grijă în toate colțurile. Am grijă să îndepărtez bulele de aer. Și aceasta va intra în aparatul UV pentru 60 de secunde. Între timp ne ocupăm de partea care atârnă de clips. Aceasta. Deci am pus baza aurie. Nu se vede acolo bine. Baza aurie. Am făcut baza de clips. Peste baza aurie am să vin cu aceste frumoase petale și am să le introduc în clips. Adaug din rășina UV. Bun. Și nea o să scufund din aceste petale șatirate pe toată dimensiunea. Roz, lila, un pic mai deschis.
bine, bine scufundate în rășină. Treizeci de secunde la aparatul UV. Între timp s-a făcut partea de clips. Cum vedeți, am aici două dimensiuni. În dimensiunea mai mare am să pun o bază de rășină în care am să fixez cu fața în jos în rășină cristalul pe care l-am făcut mai mic, mov. Perfect. Îl fixez cu un surplus de rășină. Și o întind uniform. Și dreapta și stânga. Și chiar dacă se deplasează, îl aduc într-un colț. Iar aici, pe lateral, așa cum vedeți, am să vin și am să introduc la fel din această foiță aurie. Și în partea cealaltă. Atâta cât este nevoie să fie și pe stânga și pe dreapta bine încărcat și frumos. Mai fixez odată cristalul de jos să nu se deplaseze. Și îl introduc la aparatul UV 30 de secunde. Vedeți, pe unul îl introduc, pe celălalt îl scot. Bun. Iar peste această parte de clips care va atârna ca un clopoțel, da, în partea de deasupra vin cu restul de rășină lila care a rămas. Colorez și umplu tot spațiul. Acolo este un loc special pentru o agățătoare pentru cercel. Să fie întinsă uniform. Asta este ideea. Și va intra din nou și ea la aparatul UV. Să nu aibă bule de aer. Nu trebuie să pregătiți cantități mari de rășină, pentru că aceste matrițe sunt făcute de așa natură, încât numai câțiva stropi, câteva picături, practic, sunt suficiente. În momentul în care dumneavoastră veniți și incorporați mărgele, plante uscate sau alte lucruri. Bun, este acesta, intră celălalt. Acum completez până la margine. Perfect. Întind uniform. Mă uit să nu aibă bule de aer, deși e partea din spate, dar să fie frumos lucrat. Perfect. Am să o introduc și pe ea aici. 60 de secunde. Cum vedeți, am ales varianta clips. Am să fixez clipsul aici. Deschid clipsul
Pun o picătură de rășină. Clipsul să fie deschis. Îl centrați frumos de șanatură să nu se vadă stânga și dreapta. Bun. Perfect. Iar acolo în colț o să fixăm un inel cu care agățăm cele două piese. Am fixat anoul și clipsul. Introducem 60 de secunde, 30 este suficient. Să vedem ce am obținut. Da, uitați-vă, o frumoasă piesă șatirată, mov, lila, auriu, exact ca piesele pe care le-am lucrat înainte. O să vedeți ce este cu această frunză răsucită pe partea inferioară, care îi conferă așa un semn de regalitate, o frunză aurie. Am aici o frunză argintie dintr-un metal foarte moale, foarte, foarte moale. Se poate tăia cu forfecuța, cu foarfeca, cea vă este dumneavoastră mai ușor. O tai în două. Are o nervură ușor în S, o să urmez forma. Bun. Am să întorc piatra pe verso și am să o fixez aici, în partea de sus, exact sub locul în care este orificiul pentru agățătoare, cu un strop, cu un gram de rășină, suficient, chiar prea mult. Și o introduc în aparatul UV 30 de secunde. Bun. Între timp, clipsul nostru este frumos, este gata, are niște culori extraordinare, cum vedeți. Superbe culori. Da. Ne uităm în jur dacă este material suplimentar. Îl curățăm, că la ora actuală se poate. Dacă este prea dur, atunci neapărat apelați la o pilă de unghii. Nu este cazul. Bun, am anoul pregătit aici ca să îl atașez de cealaltă piesă. Până atunci doresc să-i mai dau o față cu rășină, pentru că doresc să strălucească frumos. Este foarte potrivit acest material, pentru că se lucrează extraordinar de repede. Piese fabuloase. Vedeți? Deja câtă strălucire de cristal prinde. O las un pic să se așeze materialul. Și o introduc și pe aceasta în aparatul UV. 30 de secunde. Și acum am să vă arăt ce am să fac cu această frunză. Această frunză pur și simplu o iau și o răsucesc în jurul cristalului de jos. Peste ea vin cu un gram de rășină, deja prea mult, și am să iau din foița aceasta aurie și practic am să auresc această frunză cum am aurit-o pe cealaltă, nu în totalitate, vreau să se vadă și baza argintie, e chiar mai interesantă, așa.
Știți că bijuteriile indiene sunt antice, sunt de valoare, sunt transmise din generație în generație. Și vreau să aibă aerul acesta antichizat. Foarte interesant. Iar acum sunt atâtea tehnici prin care putem antichiza și da un plus de valoare bijuteriilor noastre. Perfect. O pun la uscat și pe ea. 30 de secunde și revin. Superbe au ieșit piesele noastre. Superbe. Acum nu-mi rămâne altceva decât să fixez anou dintre cele două, partea de clips și partea care atârnă, și suntem gata. O pereche de cercei foarte eleganți pentru seară, gen Indian Royal Wedding, nuntă regală indiană. Ați văzut cât de ușor și cât de frumos se realizează. Eu am făcut această combinație astăzi, dar dumneavoastră puteți să faceți combinațiile pe care le doriți. Arată chiar ca o pereche de cercei regali, antichizați, foarte frumoși, plini de strălucire, de eleganță. Vedeți, se vede mult mai bine cum se reflectă lumina. Vă dați seama cât de frumos, ce superb arată la urechile doamnelor și domnișoarelor. Eu i-am făcut așa pereche, ca o frunză să fie în dreapta, o frunză să fie în stânga. Sigur, așa este cel mai potrivit. Doamnelor și domnilor, eu vă doresc o seară plăcută și la cât mai multe creații extraordinare. Vă aștept și data viitoare să creăm lucruri frumoase, să ne bucurăm de ele. În curând vine vara și o să aveți ocazia să le purtați. Fără doar și poate, vor veni și timpuri bune. O seară plăcută, dragii mei!